Cosmin Adam s-a mutat într-un castel. Ce ai, mă? A devenit prințesă. Nu mă credeți? Vă poate confirma chiar ea? Cosmina Adam. Tot în costumă populară ai rămas prințeso? Da, hai să fac și o piruietă pentru că mi-am luat și eu tocuri astăzi. Am înțeles. Și colegii tăi mi-au spus din zona Maramureșului sunt tocurile, nu? Da, lasă că astea sunt așa, pentru că o să vezi și melodia și de aia am abordat și... Dar care e povestea cu castelul și cu prințesa? Aș vrea să-mi spui. Păi o să-ți povestesc acum. Adică, te rog. Păi am filmat un videoclip la Hâncești. Și e un videoclip mai diferit față de ce v-am obișnuit până acum, pentru că Greta de obicei îmi spunea să vii cu piese ritmate, frumoase și de data asta am venit cu o piesă Greta mai... Greta mai are jumate din zi, din locuri de muncă și la Etno TV, e de acolo cu playlist-ul. Deci ea, da, știa, da, da, știa da, ce da, știa, da, doar că de data asta am zis, bă, hai să vin și să facă o piesă mai diferită. Așa, mai de suflet, mai de dragoste. Ce-ți fac părinții? Părinții se uită la noi acum. Mama, să nu mă cerți pentru că m-am prins așa la păr, da? Da, de ce? Stă foarte bine. Păi nu, că ea zice mereu să-mi pun coronița aia împletită. Și am zis că de data asta să vin și eu mai diferit la voi. Nu, dar arăți foarte bine, crede-mă, ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Tu singură? Și tu ai cu unghiile legate. Că v-am auzit. Și tu și Ciucă. Deci îi dau un sfat lui Ciucă să meargă la biserică, să meargă la cât mai multe biserici, să se roage, să facă rugăciuni, pentru că fără rugăciuni nu... Da, serios, și tu ai avut problemele astea, nu? Și ai fost la... Da, pot să zic că nu neapărat probleme. Eu am luat ca atare, știi, situația asta. Dar că acum să știi că a început... Da? Da. După câte slujbe? Păi nu știu după câte slujbe, după câte rugăciuni, de fapt. Trebuie să te rogi. Dar acum am înțeles că e cineva în probă? Să zicem. Adică ce înseamnă că e în probă? Păi știi cum e, trebuie să văd mai întâi, că eu scorpioancă, știi? Și scorpionul trebuie să știe 100% dacă e ce trebuie, știi? Adică cât e în probe, vă pupați? O întrebare inteligentă venită de la realizatorul acestei emisiuni. Deci, da, ce să zic, ne cunoaștem deocamdată. Da? Da. E serioasă relația? Și, păi asta zic, aș spune mai multe, dar vreau să știu 100% dacă e ce trebuie, știi? Ce, cum ar fi acum să zic, da, bă, uite Cătălin, sunt așa și peste o lună, două, știi, să nu fie așa. Au mai fost, acum recunosc că au e mai fost. E superstițioasă, lasă să fie bine, să se lege și apoi da, ne spui tu. Da, exact, da. Și, cum spuneam mai devreme, au mai fost, dar de ce râzi? De așa. Au mai fost, tu știi că îți mai trimiteam poze, știi tu la ce de mă refer. Și ce rost avea să zic pe post sau să fac public chestia asta? Pentru că, da, uite, corect. S-a finalizat cum s-a finalizat, știi? Prost. Da. Ea este Cosmina Adam, oameni buni, să știți că este foarte simpatică, foarte talentată și o să ne cânte și în același timp ne permitem să mai și glumim pentru că ne știm de o viață aici la emisiune. Da, bă, să știi că a divorțat, bă, Ciprian, a venit Sila Ciprian, și, bă, am uitat și eu la emisiune. Ai văzut că a divorțat? Gata. Da, știam. Păi știam, îți dai seama, cum să nu știu. Ești fericită? Nu, Doamne ferește, îi doresc tot binele din lume. Ferească Dumnezeu ce și muzica asta populară. Ce să facem? Ui! Să dăm cu aghiazmă. Haide, Doamne ajută! Oameni buni, Cosmina Adam e pregătită să ne cânte, iar după emisiune mergem pe Arena Națională să strigăm Hai Simona! Pentru că Simona Halep vine și ridică trofeul câștigat la Wimbledon. Iar Ciucă, dacă ajunge în timp util, era undeva pe aici. Perfect, Iulica, ai fost pe fază, ai din partea noastră doi mici. Bă, chiar ai luat? Vino aici, stai puțin. Lângă coloana infinitului. Oameni buni, au venit micii. Bravo, Ciucă, ce ai făcut treaba. Aici să mâncăm lângă coloana infinitului. Exact, pe iarba aici lângă coloana. Ai și muștar și pâinică și mici. Asta înseamnă, bă, să fie imaginea micilor de la obor. Face așa, tată, și imediat. Bravo, Ciucă. Cosmina, bravo. Te pupăm, îți dorim toate cele bune. Și vacanță frumoasă să aveți. Mulțumim mult de tot. Mare drag. Dar mâine venim la emisiune la ora 3 și de vineri intrăm în vacanță. Seară frumoasă și vă lăsăm cu frumoasa fermecătoarea prințes Cosmina Adam. Bravo!
ceas de seară, ceai vrea să-ți dau inimioară. Bogăție sau iubire, dor sau multă fericire, când iubești cu adevărat, ai suflet curat, asculți glasul inimii, fericit vei fi. Dragoste-i parfum de floare, lacrimi dulce amare. Cine nu iubește, în zadar trăiește. Mărgele vreau doar să privim la stele, să iubesc, să fiu iubită, nu cu vorbe amăgită. Când iubești cu adevărat, ai suflet curat, asculți glasul inimii, fericit vei fi. Dragoste-i parfum de floare, lacrimi dulce amare. Cine nu iubește, în zadar trăiește. Cere când îl vis pentru avere și trăiești tot cu suspine că nu-i cel drag lângă tine. Când iubești cu adevărat, ai suflet curat, asculți glasul inimii, fericit vei fi. Dar trăiește. Inima ți-am dat ce-ai vrut, nu-mi cere mai mult. Lasă-mă cât mai trăiesc, sărut să iubesc. Nu-mi lua anii tinereții, fericirea vieții, averea mea toată, dragostea curată.